Ia că ce să-l vedem, că tare mândru-i gătat. Cine l-a gătat așa mândru? Mă duc la Țuca. Ai de mine și de mine. Ia spune-ne, ce, din ce-i compus clopul ăsta tău? Sau cum să zice pe aici? Clop, margele, niște pietre de cristal, roșii de cristal, flori, pene de păun, un uieș. Că avem generația nouă de copii moștenitori de drept, atât a costumului popular oșenesc, cât și a tradiției, tot ce înseamnă oșenesc. Traița, ciucălăi. Am înțeles că cu cât e pana asta mai lungă, cu atâta e mai înstărit coconul care o poartă, dreptă-i. Și mai bun la drept. Le place și în activitatea mea de zi cu zi observ treaba aceasta. Chischineu. Chischineu. Bondă făcută din ace, coacile, sumnă și gămeșe. Da. De fiecare dată când avem o sărbătoare în școală, copiii spun: dar ceva oșenesc facem, ceva tradițional facem? Și atunci eu răspund cu mare drag: da, facem, mai ales că văd că ei își doresc acest aspect foarte mult. Și atunci de fiecare dată când avem o activitate în școală sau în afară, încercăm să introducem și un moment tradițional. Cu cât îți mai vechi, cu atât îți mai scumpe. Da. Consider că modernismul și-a pus amprenta oarecum asupra tradiției, asupra costumului în special. Dacă ați observat, făcând o comparație cu costumul vechi de acum 50-60 de ani, acesta s-a schimbat puțin, tocmai datorită faptului că oșenii au ieșit spre Occident foarte mult și de acolo au venit și acele influențe asupra costumului popular prin cristalele Swarovski de care povestea și meșterul popular, acele lucruri care în mod normal nu ne aparțin, dar pe care încercăm deja să le introducem oarecum în tot ceea ce ne reprezintă pe noi pe oșeni. Clopul tău pare mi se că e mai lungă pana aia. Da. Ce reprezintă pana aia? Frumusețea comunii. Ai de mine și de mine. Și? Bogăția. Bogăția, foarte bine. Aici atâți oameni ești bogați. Consider că se străduiesc destul de mult să păstreze tradiția, să păstreze obiceiul. Mai avem încă de lucru, mai avem de lucru și odată ce noi lăsăm oarecum activitățile deoparte și tot ce înseamnă, nu știu, revenirea trecutului în prezent, o să se piardă. Dar nu dăm voie să se întâmple lucrul acesta și atunci nu văd decât un lucru bun. Un lucru bun, că atât părinții cât și dascălii au înțeles mesajul a nu ne pierde tradiția, a-i obișnui pe cei tineri cu valorile morale, spirituale, ale oșenismului și de a continua această frumoasă linie. Da, e lucru că dacă stai să socotești să faci o cămeșă, o zadie și un pingileu, noi venim aici de câte ori timpul ne permite, venim aici cu copilașii începând de la grupele mici de grădiniță, de la 2-3 ani, poate că nu pricep ei foarte multe, dar încercăm să-i obișnuim. Vor pricepe când vor fi oarecum mai mărișori și vor ști ce înseamnă casa veche, vor ști ce înseamnă ulcioarele, vor ști ce înseamnă toate, uieșul, clopul și așa mai departe. Venim cu drag, ne bucurăm de această investiție a primăriei, a muzeului Sătmărean. Chiar și părintele mi-a spus, e fata asta, când a venit vineri la mine, a spus așa, ai o fată acolo, la școală, are doamna directoare care... Și sora sa, știți că sora sa? Da. O spus că are foarte mare dragoste de haină. Da. De haină, de tradiție. De copii, și toate fetele au, dar eu cum e asta fată, o spus că și ce mă treabă pe mine, mai vei străină, mai colegă cu tine, mă tu și că cum să mă duc îmbrăcată, cum ești mai frumoasă, dacă n-ai să dă mătușă. Așa i-a spus și la Letița, ai drept Letița. Da. Se observă între oamenii tinerii la 30-40 de ani față de bătrânii noștri, gândirea este alta. Purtați costumul popular, tradițional,
tradițional, oșenesc, da? Altfel puțin decât arată ele am acum. Am purtat-o, dar cum să nu l-am purtat și pe mamii mele? Așa. Am purtat-o. Și a mamii mele chiar ea pe manichinul, are 160 de ani, cu stau bunica, ea pe manichinul din spate. Frumos. Clopul conului Holtei, e cu cristal, e cu varvosti, mă mucă și cu este, cu bron și de cristal. La bărbați nu le-a făcut așa. La bărbați am pus câte trepeni, 12 ciucălăi. Deci mai simplu. Mai simplu. Deci se întoarce. Legat de acest aspect, aș vrea să vă citesc o poezie. Și pentru noastră, și pentru un copilaș. Să ne regăsim oarecum, unii dintre noi, în versurile acesteia. Este o poezie modernă. Și sună așa. E vorba despre un conflict. Care conflict între generații? Generația veche și generația nouă, pe care și noi și ei o reprezintăm. Puteți să râdeți, voi, generații noi, dacă îmi reneg trecutul, dacă uit de părinți, de tradiții, de jocurile copiilor naivi și cu minți, sunt pierdut. Încerc să înțeleg nerăbdarea și graba. Încerc să deșifrez noutățile lumii voastre, superficiale și terne, simplificate, abreviate, fără sentimente, doar de bani guvernate. Încerc să mă modernizez, să acumulez. Dar voi ce efort faceți ca să-mi înțelegeți timiditatea, nesiguranța, neputința de a ingera brusc noutatea, de a renunța la sentimente, la lumea mea, cu erori și victorii discrete? V-ați gândit? N-aveți timp. Timpul e prea grăbit. Ar trebui să ne dea de gândit aceste versuri. Oare ce facem noi pentru a păstra tradiția și valorile autentice la loc de cinste? Numai prin voi, dragilor, putem să ajungem acolo unde ne dorim cu toții. La cinste și la omenie. Purtându-ne costumul popular cu mândrie, chiar și cu influențele moderne. Dar să nu uităm că suntem oșeni și ce ne caracterizează pe noi? Demnitatea, în primul rând.